Bună seara! Suntem la foarte puțină vreme de momentul încheierii unei campanii electorale pentru referendumul din 29 iulie și primul lucru pe care cred că merită să-l observăm și să-l subliniem ca atare la sfârșitul acestei campanii este că, deși o campanie intensă, desfășurată într-o atmosferă de destulă tensiune publică, a fost o campanie care s-a desfășurat în termeni normali, din punct de vedere democratic. În sensul acesta, aș dori să mulțumesc tuturor participanților dintr-o tabără sau alta, organizatorilor de manifestații publice dintr-o parte și din alta, și de asemenea să mulțumesc tuturor forțelor de ordine care au concurat la păstrarea unui cadru legal, civilizat, democratic al tuturor acestor manifestații publice de susținere într-o direcție sau alta în cursul acestei campanii electorale. Este încă un fapt și de aceea am dorit să-l subliniez, care dovedește că România este un stat în care manifestarea, comportamentul democratic sunt mature și că nu suntem cu nimic mai prejos de colegii noștri, de partenerii noștri din Uniunea Europeană. Apoi aș dori să transmit tot în preajma încheierii acestei campanii electorale și înainte de ziua de duminică, 29 iulie, două mesaje. Primul este destinat tuturor oamenilor care lucrează în instituții publice cu responsabilitate în organizarea și desfășurarea corectă, de la un cap la altul, a referendumului. Cer tuturor acestor instituții, încă o dată, tuturor oamenilor din aceste instituții care sunt implicați în procesul electoral să-și facă datoria în integralitate, să respecte, să apere și să impună acolo unde este cazul legea și numai legea. Guvernul României și celelalte instituții care sunt implicate au luat toate măsurile necesare pentru organizarea și bună desfășurare a acestui referendum și le cer încă o dată ca până când procesul se încheie să se manifeste fără niciun fel de ezitare, fără niciun fel de părtinire în spiritul și litera legii. Al doilea mesaj este destinat tuturor cetățenilor României cu drept de vot la acest referendum, fie că ei se află pe teritoriul României, fie că se află pe teritoriul altor țări. Dragi compatrioți, dreptul de vot este unul din cele mai importante câștiguri pe care le-am dobândit toți cei care am vrut și vrem înainte să trăim într-o democrație. Dreptul de vot este un drept care garantează și apără, direct sau indirect, toate celelalte drepturi constituționale. Dreptul de vot este mijlocul fundamental aflat la îndemâna fiecărui cetățean de a interveni și de a decide evoluțiile politice din țara sa. Un referendum este un moment electoral special. Un referendum este o consultare a întregii națiuni într-o chestiune concretă care este considerată a fi de interes național și este poate singurul moment între alegerile obișnuite, în care cetățenii decid într-un fel sau altul asupra unor probleme de interes public, de interes național. În sensul acesta, scopul, sensul unui referendum este de a afla care este voința națională și de a se conforma cu toți politicieni, instituții, legislativ acestei voințe. Iată de ce acest drept, dreptul de a
da expresie voinței naționale, nu poate fi irosit, nu poate fi neglijat, nu poate fi subestimat. Fără îndoială, conform Constituției României, fiecare dintre noi, cetățenii cu drept de vot, avem dreptul de a alege. De a alege dacă folosim sau nu acest drept, de a alege ce și cum votăm dacă decidem să-l folosim. Nimeni, în conformitate cu Constituția și legile României, nu poate fi obligat, forțat să voteze, nimeni nu poate fi împiedicat să voteze. Și una și alta dintre aceste lucruri sunt astfel de lege și am convingerea deplină că pe 29 iulie fiecare cetățean al României va putea alege liber între a folosi sau nu și cum să folosească, dacă îl folosește, acest drept atât de important. Ceea ce vreau să spun în încheierea acestei perioade și în încheierea acestui mesaj este că nu trebuie să uităm, și asta este o obligație de conștiință, nu trebuie să uităm niciunul dintre noi, că nimic trainic, nimic durabil, nimic fundamental nu se așează în democrație decât prin participare, decât prin folosirea de către cât mai mulți cetățeni a acestui drept fundamental. Democrația se bazează pe folosirea dreptului de vot de către cetățeni, democrația se bazează pe participare și nu pe absență. Participarea, implicarea și folosirea dreptului de vot este, în fond, singura garanție pentru fiecare cetățean că politicienii se conformează voinței cetățenilor. Cu aceste gânduri și cu încrederea că referendumul din 29 iulie va dovedi încă o dată maturitatea democratică și cetățenească a românilor, vă doresc tuturor să alegeți în fața conștiinței dumneavoastră și în fața situației actuale a României care de urmat. Îmi exprim de asemenea convingerea că toată desfășurarea referendumului și toate zilele care vor urma vor consacra încă o dată, pentru cine mai avea îndoieli, eu nu am, că România este o țară pe deplin democratică. Vă mulțumesc!